Povestim și mai facem glume intense aici. Cătălin a găsit lucruri simpatice și astăzi. Bună dimineața din nou. Pe site-ul Observator TV, preluat și de Antena 1, o femeie s-a căutat pe ea alături de un grup de 50 de salvatori până la 3 dimineața. Deci este vorba de o femeie din Islanda care s-a dus într-o excursie la un canion vulcanic, au poposit undeva și acolo și-a schimbat hainele. Ăia n-au mai recunoscut-o, s-a urcat în autocar, ei erau tot 50 la numărătoare, că se numărau și ei, dar a zis lipsește una. Păi mă, suntem 50, da, doamna care a venit cu noi nu mai este. Când? Și-au pornit la căutări nebune pentru că era sânsera de acum. Băi, s-o căută, bă, doamna de lipsește. Dar erau 50. Ea nu știa că ea lipsește. Nu știa, a zis, băi, lipsește una, o doamnă. Cum era îmbrăcat? În roșu, roșu cu verde. S-o căutăm. Și-au plecat la căutări. Cât a durat? Au până căutat, la 3 dimineața? Până la 3 dimineața, 4 ore s-a căutat singură. A zis, mă, pe cine căutați? Ca să fiu complet acestui grup i s-a alăturat și dispărut. La popația și-a schimbat hainele, așa că pasagerii autocarului cu care călătorea nu au mai recunoscut-o. Și a zis, domnule, s-a pierdut doamna. Da. Ei fiind, încă o dată, repet, tot 50. Poți să pot spune o întrebare idiotă? Au găsit-o? Au găsit-o. După ore bune de căutări, în jurul orei 3 dimineața, unul dintre ei, care era mai fâșneț, mai isteț așa, a zis, mă, asta pierdută-i lângă mine. Uite-o colea în dreapta. Fiți amabile dumneavoastră, nu erați cu noi de la început? Ba da. Păi și vă căutăm de 4 ore. Păi și eu m-am căutat pe mine de 4 ore. Erau obosiți, erau frâți. Mie-mi spui, a zis ea. Mie-mi spui, dar nu m-am găsit deloc. Și la un moment dat, și-au dat seama la 3 dimineața că ea era. Și că numărul de persoane din autocar era răspunsul. Da, exact, tot 50. Iată oameni ce înseamnă, cu mintea odihnită. Aș face o reclamă Islandei. Iată Islanda, țara în care dacă te cauți, sigur te regăsești. Da. Sună bine, nu? Da. Aici merge folosit dativul etic ăla, la pus de soare, vor să mi-l omoare, nu? Vor să mi-ți-l omoare. Mi ți-l am găsit, mi ți-am găsit-o. Da. M-am găsit singur. Revin la o glumă cinică, da. Așa sunt glumele uneori pe internet, mai ales când le ia altora greu. Ci că în weekend Victor Ponta pe duminică așa a sunat în Malaezia și le-a zis domnilor de acolo ce se ocupă de Ministerul Transporturilor. Pe bune, de 2 zile și nu găsiți avionul? Da, bun. Ceea ce trebuie de reținut însă și aici chiar nu mai este de bășcălie, e ce înseamnă spiritul poporului islandez. Adică? Ea știa că ea este, dar s-a căutat 4 ore. Da. La noi era bășcălie în 10 minute. Hai mă că eu sunt gata, nu ne mai căutăm. Nu. Ia 4 ore, a zis, domnule, până nu mă găsesc. Consecvența poporului. Mă caut până Islande. Mă găsesc. Asta înseamnă șmecheria poporului, da. Să mergem mai departe. Mergem mai departe. Astăzi este o zi importantă în fotbalul mondial. Uitați băiatul ăsta, îl cheamă Andrew Watson. Uite, colea jos așa. Care de ăsta mai negriciosul. Din mijloc. Da. De ce? Este primul jucător negru din istoria fotbalului. A, tare. Da. Astăzi este 12 martie. În 1881 avea loc primul meci de fotbal internațional. Da. Scoția cu Anglia, că logică ei, dacă îi medaze fotbalul, alte echipe n-aveau, jucau ei între ei. Ok. Și acesta este, mă rog, poveste frumoasă, că el era născut în Guiana Britanică, cum era împărțită lumea pe atunci. Ideea este că, cum erau ei acolo super conservator și puritan și așa mai departe, asta au introdus aspargheața. Trei meciuri a jucat, atenție, în echipa națională a Angliei. Sistemul fără bășcălie, fără ironie, era 1-1-8, adică ei aveau un portar, da, mai jucau cu un fundaș, cu un mijlocaș și 8 atacanți. Scoția a jucat cu 9. Bun. Deci cum să țineau ăia? Deci 9 atacanți și avea grijă de ei un fundaș. Bine, pe de altă parte, și ăștia atacau 8 și avea grijă și la ea. Da, dar nu știa să facă cu mingea ce face Cără 7 acum. Da, un deci film celebru s-a făcut despre primul jucător de baseball de culoare din corect, lume. Corect. N-am văzut încă un film despre primul jucător Watson. N-a trăit mult la viața dumnealui, dar oricum ceea ce trebuie să reținem este că nea Andrei Watson ăsta este primul. Observăm și se juca cu șapcă pe căpșor. Da, da? Să te bată soarele. Cum dădea el cu capul, punea la loc bășcă. Bun. Ce a făcut un ruznac? La fel cu mintea extrem de odihnită, ăsta este Titanicul. Da? Titanicul. Și a zis, bă, el având mintea extrem de odihnită, nu se specifică și nu vreau să fiu ironic dacă după vodcă sau nu, un rus, da? A colorat Titanicul. Bună idee. Adică a luat pozele al negru, că pe atunci nu era cu color, da. Și a început omul și a zis, uite, domnule, așa, respectând, deci a luat din arhive, că nu mai aveau ce să din mai stea de vorbă, din scripturi, cum erau colorate chestiile de pe Titanic, da, da? Cu aburii, cu țăvuștile, cu tot, și omul le-a colorat pe computer. N-a ieșit rău, dar câtă minte îți trebuie, uitați-vă de exemplu. Așa el arăta al negru, hop, el a luat jos la foc color. Mă rog, un fel de sepia. Respectând dar să stai, adevărul istoric. Da, deci nu, dacă au fost galbene, nu. Uitați-vă cum
uitați cum l-a colorat băiatul. Atenție, și pe punte a ajuns să le coloreze. Da. Da? Dacă mă întreb pe mine, Titanicul nu era foarte colorat. Da. Adică avea era un pic de galben. Cenușiu așa pe gri. Uitați-vă, și cu oamenii i-a colorat și pe ăștia de aici. Aici mă îndoiesc eu că știa că a patra persoană de aici era în galben. Corect. Dar omul și-a făcut treaba și pentru un ruznac. Bun. Mergem mai departe la rubrica Astăzi numai omul mort nu știe ce e la sport. Bun. Și vedem cea mai frumoasă execuție a unei lovituri libere din istoria omenirii. Este în ligile inferioare din Anglia. Băiatul este, bine, el se și vede patru, că deci e un fel de fundaș. Dar l-au lăsat pe el să execute. El se pregătește, uitați-vă, și asta este execuție adevărată. Deci nici măcar, nici măcar n-a dat-o printre buturile alea de la Ruibisă. Uitați-vă puțin unde este poarta. Bine, el mai are și două, trei porticele acolo, vedeți, pe linia cornerului. Leacă bine. Acolo fi vrut să o dea. Uitați-vă, cu sete. A luat și iarbă, să vedem. O cârtiță a deranjat acolo. Da? Foarte bună execuția. Uitați-vă puțin. Ei au plecat în drumul lor. Da, uite, e celebru pe internet. E celebru, uitați-vă. Bine, la ligile inferioare englezei se filmează. Da. Uitați-vă cu ce sete dă în ea. Oribil a bătut. Da? N-are nicio treabă cu fenomenul și cu sport. Și mai am o glumă de a colegilor din Johannesburg. Din Johannesburg. Africa de Sud. Derbedei ăștia care filmează știu ce se întâmplă, dar o lasă pe doamna asta. Nu-i de râs, adică e și de râs și de plâns. Ia să vedem. Vorbește la telefon, săraca, treceți doamnă că e apa mică pe aici. Ăștia derbedei știu. Păi e o șosea inundată. O șosea inundată, uitați-o și pe doamna. Hopa, ce-ai dispărut? Ce-ai făcut? Ăștia râd de nebunesc cu camera, uitați-vă. A mai rămas doar fularul la suprafață. Dați-vă repede, ziceam. Dacă era în sectorul 5, mai ziceam, dar este în Johannesburg. Hai să mai vedem o dată. Păi asta înseamnă, nu-i frumos. Nu-i frumos ce-a făcut. Poșetă, telefon, ceas. Da, îi zboară și e șarpa de la ceară. Treceți, doamnă. Poți obișnuită, aparent. Da. Ia hop, și-a dispărut de tot. Wow. Și dau imagine, uite, cu ce-a mai rămas din ea. Eu am crezut că e un crocodil ceva, nu e șarfa, dumneai batistuța. Sărata. Asta nu mine. Sunt glume. Ajutați-mă să ies aici. Magarie au pus-o. Da, Trece-ți, doamne, pe aici, că e apa mică. E, uite. Ia uite. Și ea rând cad cu telefonul mobil, nu-i frumos. Și noi glumeam, dar noi umpleam o minge cu nisip, totuși. Da, totuși, adică e o groapă acolo, dacă ești un pic mai mic, te scufunzi și... Sau puneam o cărămidă într-o cutie de pantofi și invitam trecătorii să o lovească. Da. Ne dați și nouă cutia aia, că ne jucam cu ea și a ajuns în stradă. Zdrang! Dădu cu piciorul vecinul Costică și își rupse două degete. Dar ce frumoasă era gluma. N-aveam YouTube atunci. Corect. Dar asta e bună acum. Mulțumim, Cătălin Oprișan. Uitați, fetele ducem se pot și înscrie facem din asta. Sub bannerul de Liga Sexy la www.neața.1.ro, unde încă sunt așteptate înscrierile. Vrem să vedem ce fete vor defila pentru echipele lor preferate. Nu toate echipele sunt în Liga 1, dar cu siguranță toate echipele contează sau au contat în campionatul românesc. La noi e pace și bună înțelegere. Corect, să vezi clasament. N-avem două Craiove, nu e cu Rapidulețul în B, la noi toate sunt în A. Toate sunt în A, nu se ceartă Mititelu cu Olguța, la noi e pace și bună prietenie. Era antrenor la Craiova lui Mititelu Napoli și la Craiova Olguței stângă. Și azi dimineață când m-am uitat, nu mai e stângă și a dat demisia și e Napoli. Care era de la Mititelu, e la Olguța acum. Așa e? Da, am dat de 3 ori frezii, bă, nu se poate. A zis, bă, e bun, dacă tot era în Craiova acolo, unde să mai plece omul? Ăștia o să facă integrame numai cu nume din fotbalul românesc, că nu le nimerești niciodată. Corect. Din 5, orizontal, antrenor la Craiova. O, păi stai că până la 2, când a fost făcut ăsta de integrare? Așa, ei sunt online tot timpul. Ne luăm rămas bun de la Cătălin Oprișan. Ne vedem cu el vineri, ca de obicei. Flavia e pregătită pentru rubrica Meteo. Dăm legătură.